Bună ziua și bine v-am găsit! Permiteți-mi să mă prezint. Numele meu este Simona Stan, sunt din Dâmbovița, în cabinet de terapie modificată vorbite. De profesie am început prin aplicat didactic timp de 14 ani și lucrând cu copiii și având doi copii acasă, am căutat o modalitate de abordare altfel a sănătății decât analizele clasice. Cel puțin băiatul meu era terorizat când auzea că nu de analize poate de una, poate de alta, îi se făcea rând instantaneu și nu suporta de niciun fel când auzea cuvântul medic. Așa că am fost deschisă să verific și alte metode și așa am ajuns să descoper biorezonanța magnetică, iar pas cu pas sunt aici alături de dumneavoastră în calitate de terapeut, mămică, profesor, sunt practiciana terapiei Access Bars, masaj și alte terapii holistice. Astăzi vom discuta despre biorezonanța magnetică. Așa cum v-am spus, am avut cunoștință, mă bucur să vă cunosc și vreau să felicit organizatorii acestui important eveniment, pentru că e a doua oară când sunt onorată să fiu prezentă în asemenea eveniment. Mă scuzați emoțiile, dar sunt firești. Este a doua oară, așa cum vă spuneam. Ce este biorezonanța? Foarte multe persoane mă întreabă ce este biorezonanța. Nu prea înțeleg cum funcționează biorezonanța. La urma urmei, organismul uman este o sursă de oscilații de slabă intensitate. Atunci când ne îmbolnăvim, de exemplu, ne scade energia. Sau nu mai avem energie deloc, dacă ați observat. Organismul nu se simte prea bine, energia noastră este la cote minime. Aparatul de biorezonanță interpretează și analizează tocmai aceste unde, aceste frecvențe pe care organismul le are. Totul se face simplu, printr-un electrod magnetic pe care efectiv îl ținem în mână timp de un minut și scanează până la nivel de celulă, investigând toate organele corpului nostru, inclusiv ce vitamine avem lipsă în corp, ce toxine avem în corpul nostru, metale grele, rinichi, plămâni, ficatul, circulația, glanda tiroidă, care, din păcate, este cel mai subdiagnosticat organ al nostru. Adică, vă spun din proprie experiență, dacă ne ducem să ne facem analize clasice pe glanda tiroidă, o să ne iasă că este perfect sănătoasă, chiar dacă ea nu este. Din păcate, la analize ne apar fluctuații doar când este într-un stadiu destul de avansat. Am observat lucrul ăsta și la alte persoane care îmi povestesc în cabinet. Aici, prin aparatul de biorezonanță, putem depista până la nivel de celulă stadiul de sănătate al fiecărui organ, al organului, al corpului nostru, și ne poate ajuta în multe privințe. Gândiți-vă cum ar fi să depistăm anticipat și să descoperim ce carențe avem în corpul nostru. De cele mai multe ori, corpul nostru, chiar dacă nu se simte bine, nu ne dă semne imediat. Da? Putem spune că analizele sunt perfect ok, lucru care mi s-a întâmplat, vă spun povestea tatălui meu, am făcut foarte multe analize cu el. El nu se simțea deloc bine, dar toate erau perfecte. Nu știu dacă s-a întâmplat vreodată. Sau să faceți aceeași analiză în două locuri și să vă iasă complet diferită ca și rezultat. Lucrul ăsta, din păcate, se întâmplă tot mai des, iar biorezonanța ne ajută să depistăm anticipat ceea ce se află în corpul nostru și ce deficiențe avem. Care sunt beneficiile biorezonanței? Păi, cum ar fi ca să fie cât mai folosită în viața de zi cu zi? Cum ar fi ca medicii să înceapă cu astfel de investigație până la nivel de celulă, iar pe baza ei să ne trimită mai departe către alt set de analize? Cu siguranță am avea foarte multe beneficii. Nu este medical, nu este un aparat medical, este non-invazivă. Eu folosesc biorezonanța atât ca și investigație, dar ca și terapie, de la mic la mare. Așa cum vă spuneam, și inclusiv la copii de la 2 ani în sus, am depistat foarte rapid ce deficiențe sunt în corp, astfel încât să crească sănătoși. Personalizare. Fiecare corp este diferit. Da? Și atunci biorezonanța
dimineața ne ajută să, să depistăm și să prevenim și să tratăm într-un mod personalizat pe fiecare parte. Prevenție. Nu știu, vă întreb, sunteți de principiu că e mai bine să prevenim sau să tratăm? Exact, da? Ca să nu ajungem la boala. Boala vine în timp, da? Vine zi cu zi, an de an. Și cum ar fi să facem lucrul ăsta, să anticipăm ceea ce corpul nostru are nevoie și să prevenim. Și putem face lucrul ăsta folosind biorezonanța. Din păcate, majoritatea persoanelor au un ritm alert de viață, iar stresul e prezent în viața noastră, nu numai în viața adulților, cât și a copiilor, din păcate. Biorezonanța ne ajută și în această privință. De ce să alegem biorezonanța? Păi unul dintre motive este că nu are reacții adverse. Da? Nu are efecte secundare. Este o tehnică non-invazivă, așa cum vă spuneam mai devreme, o abordare holistică, ne ajută să prevenim și să nu ajungem la boală și cum ar fi să folosim din ce în ce mai mult, inclusiv cei specializați în medicină, să folosească astfel de domenii. Atunci ar fi mult mai ușor de diagnosticat și de prevenit. Cei mai mulți care vin la mine în cabinet mă întreabă, la copii pot să le fac? Da, dragilor, de la 2 ani în sus se pot face asemenea investigații pentru că totul se întâmplă foarte rapid, în aproximativ 2 minute. Nu are contraindicații. Să știți că nu doare. Nu înțapă, nu doare, da? Și lucrul ăsta a observat și copiii și dacă n-ați testat, chiar nu trebuie să mă credeți pe cuvânt și vă invit să testați și să experimentați chiar dumneavoastră. Ce investigează tot ce se întâmplă în organismul nostru până la nivel de celulă? Așa cum vă spuneam, sunt 39 de rapoarte. Cum ar fi să depistăm toate acestea, să avem toate aceste analize, investigații, simplu, rapid, într-un singur loc, da? Cu sume minime, fără pierdere de timp și cu o precizie de 95%. Cum mă poate ajuta? Păi simplu. Prevenim sau tratăm? Biorezonanța poate fi folosită și ca prevenție, dar și ca terapie în diverse provocări pe partea de sănătate. Acum, dacă alegem partea de tratament și corpul a ajuns efectiv la un stadiu mai avansat sau la o boală, da, atunci este important să facem un tratament, să avem un plan personalizat de tratament și vă întreb ce anume preferați? Ceva natural sau nu? Aici fiecare alege. La urma urmei de asta se spune că suntem suma propriilor alegeri pe care noi le facem. Oamenii sunt diferiți, viața ne oferă foarte multe soluții, foarte multe oportunități și fiecare persoană este liberă să aleagă. În urmă cu aproximativ 7 ani, când copilul meu cel mic a intrat la școală, aveam o problemă de sănătate cu el, care efectiv nu am reușit să o tratez prin medicina, prin medici, pentru că toate analizele erau perfecte. Și copilul meu nu era absolut deloc. După 3 luni de tratament din farmacie, rezultatele au întârziat să apară. Dacă opream tratamentul, boala ieșea din nou la suprafață și aceleași probleme ale băiatului. Și am spus, eu nu vreau să fac copilul de la 7 ani dependent de anumite medicamente, înseamnă că nu este ceea ce trebuie. Așa, din recomandare în recomandare, totul a început acum aproximativ 7 ani, când printr-o recomandare am ajuns la o doamnă terapeut care avea o experiență foarte mare pe partea asta de biorezonanță și de asemenea de tratamente 100% naturale. Am fost deschisă să încerc și altceva, să văd ce anume mă ajută, ce anume mi-ajută copilul să fie sănătos. Așa am depistat și am ales să-l tratez într-un mod natural.
Și mulțumesc Dumnezeu că după 3 luni de zile de tratament 100% natural, copilul meu a fost sănătos și de atunci am ales să merg în continuare pe tot ce înseamnă natural. Atunci m-am întâlnit prima dată cu produsele de la Calivita. Știu că piața este plină de produse. Sunt foarte multe farmacii naturale, sunt foarte multe companii cu produse naturale, de asta v-am spus, suntem liberi să alegem, însă pe mine aceste produse m-au ajutat foarte mult și momentul acela cu copilul a fost primul lucru când am ales să folosesc produsele astea și de atunci le folosesc în continuare pentru diferite provocări pe partea de sănătate. Așa cum vă spuneam, sunt 100% naturale. Este o companie de aproape 30 de ani în care avem atât produse pe partea de beauty, cine este interesat pe partea de frumusețe, pe partea de sănătate, dar și de curățenie avem. De ce să alegem cu produsele de la Calivita? Avem peste 120 de produse naturale, organice, premium. Cum vă spuneam, produse cosmetice pentru curățenia și îngrijirea locuinței. Din păcate, apa, care este sursa vieții, să spun așa, în foarte multe locuri și zone din țară nu e potabilă și atunci avem nevoie de ceva pentru a o face curată și pură. Aici avem un ionizator de apă Aquarion, care efectiv are mai multe tipuri de pH-uri, transformă apa într-o apă alcalină, dar și o apă acidă pentru curățenie, adică avem foarte multe facilități. V-ați întrebat vreodată cum am putea să scoatem toxinele din fructe, pesticidele sau din carne? Pentru că, din păcate, fructele, legumele sunt stropite, nu putem spune că mai cumpărăm ceva bio. La mine vin persoane care se ocupă doar de solare și chiar i-am întrebat, mai e ceva bio în ziua de astăzi? Din păcate așa au făcut, rezultatul de la sine înțeles. Și atunci aparatul de apă acuariu ne ajută să scoatem toate aceste pesticide și să mâncăm fructe și legume sănătoase. E-Protect împotriva radiațiilor. Suntem înconjurați de radiații, dragilor. Televizorul, telefonul și așa mai departe. Din păcate, lucrul ăsta în timp ne afectează. Inclusiv pe noi, inclusiv pe copiii noștri. Copiii petrec tot mai mult în fața calculatorului, al telefonului și uită să socializeze. Radiațiile sunt prezente la tot pasul și cum ar fi să folosim un dispozitiv mic care se poate pune pe telefon sau pe tabletă sau pe orice și ne ferește împotriva radiațiilor. Produse mici, deoarece au procedări de fabricație între minus 4 și 4 grade, ceea ce înseamnă că produsul, substanța rămâne intactă. Au efect retard, adică e cu efect prelungit, dar luăm de dimineață ne ajută pe parcursul întregii zile. Nu conțin organisme modificate genetic, nu conțin zahăr, pentru cei care sunt atenți la ceea ce mănâncă și cei care au probleme, de exemplu, cu glicemia, cu diabetul. Nu conțin conservanți sintetici, sunt 100% naturale și 100% pure. Este bine de știut că au avizul Ministerului Sănătății din România și alte avize care atestă faptul că sunt naturale și pot fi folosite cu succes atât de către sportivi. Deviza noastră este inspirăm oamenii să trăiască cea mai bună viață posibilă, pentru că atunci când te simți bine, când ai grijă de tine, strălucești. Eu vă invit și să străluciți atât din interior către exterior, să aveți o viață strălucitoare, magică, pentru că sănătoși vă stă mai bine. Sunt recunoscătoare că astăzi, chiar dacă am făcut o transformare așa după 14 ani în învățământ, am o echipă minunată de persoane frumoase, magice, de la care am ce învăța, care mă susțin în noul meu drum, chiar dacă am început după 40 de ani, să spun așa, și sunt recunoscătoare că astăzi o am pe alături de mine pe doamna Ionela Bădilă, de la dânsa. Cu dânsa m-am conectat acum 7 ani de zile, nu o cunoșteam, am cunoscut-o în Târgu Obște, dar dânsa este din Râmnicu Vâlcea, iar de 23 de ani doar lucrul acesta face. Ajută oamenii să strălucească folosind biorezonanța și produsele de la Calivita. Doamna Ionela, vă rog să veniți alături de mine. Să ne spuneți 2-3 cuvinte din experiența dumneavoastră și să vă mulțumesc în fața tuturor pentru inspirație, că sunteți aici și
că am avut posibilitatea să aleg un stil de viață sănătos folosind produse naturale. Mulțumesc frumos și tu ești o persoană deosebită. Aș vrea să vă relatez, dragi prieteni, două, trei cazuri, așa doar ca să vă faceți o idee, din lunga mea practică cu oamenii și cu aparatele de bioresonanță. Am reușit să ajut mai mulți copilași pe enuresis nocturn, adică popular spus să facă pipi în pat. Cauza acestei afecțiuni este o cauză emoțională și atunci pe partea aceasta de cauză emoțională lucrăm cu rodiolin, un produs făcut dintr-un trandafir al munților, care lucrează foarte bine pe partea emoțională, iar pe partea de rinichi, cu trei produse specifice pentru refacerea și regenerarea rinichiului și a vesicii urinare, adică Ureix, Garlic Max, usturoi și pătrunjel și un siroper care se numește Ocean 21. Cu aceste produse naturale, foarte mulți copilași am ajutat să depășească această problemă, enuresis nocturn. De asemenea, vreau să vă relatez cazul unui băiat tânăr și frumos care nu putea să aibă copii. El și-a făcut ceva investigații și problema era la el, la soția lui. Și a venit la mine, doamna Ionela, vă rog eu frumos să mă ajutați, că vreau mult să-i să am copii. Bine. Băiatul respectiv era infectat și cu HIV și avea și hepatită virală C. Și bineînțeles că lua niște tratamente din astea foarte puternice antivirale, care au făcut ca producția de spermatozoi să scadă și așa mai departe. Și atunci am intervenit pe partea asta de fertilitate la domnul respectiv, la băiatul respectiv, cu vitamina E, cu Mega Zinc, un produs pe bază de zinc. Se știe că acestea sunt vitaminele și mineralele fertilității. Un produs făcut special pentru bărbați se numește Vital Men. Ceva pentru asimilare, ca să putem să asimilăm ceea ce îmi trebuie neapărat un probiotic, Acidophilus, iar pe partea de antivirale i-am și recomandat pentru infecția cu HIV și hepatitis C un antiviral foarte bun cu chiar amuție, se numește Imunei. Vreau să vă spun că băiatul respectiv are un copilaș sănătos, copilul nu i s-a transmis nici virusul hepatic C, nici virusul HIV. După câțiva ani de zile, băiatul din nou a venit la mine. Zice, doamna Ionela, nu mai țineți minte, eu sunt copilul. Așa, vreau să mai facem un copil. Foarte bine. Aceeași schemă de tratament i-am luat. După 3 luni de tratament, a făcut un alt copilaș. Așa că are 2 copilași frumoși și sănătoși. Deci nu s-au transmis aceste virusuri de mai departe. Ceea ce este extraordinar. Bineînțeles, și el are un stil de viață bun. Eu bea cu minte, nu bea, nu fumează. Adică are grijă. De asemenea, vreau să vă mai relatez un caz al unei doamne cu psoriasis. Aceasta este o afecțiune destul de larg răspândită. Se știe cauza psoriasisului, cauzele sunt de fapt două. Una din cauze este o infecție parazitară sau virală. De obicei, cel mai frecvente sunt infecțiile parazitare. Și o cauză de sistem nervos. Și am ajutat-o folosind pe partea de sistem nervos produsul care se numește rodiolin, combinat cu omega-3, care merge foarte bine pe sistemul nervos. De asemenea, avem un siropel foarte, foarte bun, se numește Organic Noni, un produs adaptogen pe care îl și înghite și îl și dă pe leziunile respective. Iar pe partea de antiparazitar, Paraprotex este un produs foarte, foarte eficient pe infecțiile parazitare și stres management complex, adică un complex de B-uri. Cu această schemă a urmat doamna cam 6 luni de zile. Boala a intrat în remisie totală, cum se zice. Așa, și de atunci, dumneavoastră ei mai consumă din când în când câte ceva, mai ales pe fond de stres. Ori stres management, ori odiolit, pentru că ceea ce declanșează este factorul de sistem nervos, această afecțiune. Se știe că problemele cu respiratorul, de fapt, pornesc de la vortică, da?
Degeaba tratăm respiratorul, dacă nu tratăm urtica, toți copilașii care au probleme pe partea de respirator sunt plini de paraziți. Și atunci am început cu o deparazitare, cu uleiul de oregano și cu siropelul gravital, care conține graviola și aloe vera. De asemenea, am mers pe refacerea mucoaselor, căilor respiratorii cu beta-caroten, care reface foarte bine mucoasele. Am mers pe partea de susținerea imunității cu vitamina C lichidă și vitamina D3 lichide, care merg foarte bine la copilaș, și cu siropelul NORI, cel mai bun antialergic. Copilașul a urmat aceste tratamente, între ghilimele tratamente, da? Cu produse naturale, un an și ceva. Vreau să vă spun că astăzi este un băiat foarte frumos, nu mai are nicio problemă, nu a mai răcit, sau dacă mai răcește foarte ușor, îi curge un pic năsucul și așa, însă toate problemele pe care le-a avut s-au rezolvat. Și sunt bucuroasă că aceste tratamente naturale pot să ajute multă, multă lume. Că tot ați vorbit de copil, dacă nu dați voie totul de Marius, că mi-am adus aminte de ceva. Mi-a dat medicul pediatru, la care mă duceam de obicei, niște vitamine pentru el. I-am dat, dar copilul meu nu a asimilat absolut nimic. În rest, îl durea foarte rău urtica. Deci aici, în zona buricului, și avea și alte simptome. I-am dus să-i fac la recomandare toate analizele posibile, însă nu i-a ieșit absolut nimic. Tot la recomandarea medicului, într-un final, i-am dat ceva foarte tare pentru paraziți. Pentru că astea, din farmaciile clasice, nu au funcționat. Și atunci mi-a dat ceva foarte tare. Pe moment a fost ok, însă nu mi-a spus nimeni că îi atacă ficatul. La 10 ani, copilul meu avea probleme cu ficatul și nu știam de la ce. Citind prospectele la aceste medicamente, să zic așa, am observat că atacă foarte mult ficatul, însă nu mi-a spus să-i dau și o proteste pentru stomac. Iar de câte ori îi dădeam vitamine sau D-ul sau ceva pentru oase, el nu asimila absolut nimic pentru că era plin, din păcate, de paraziți intestinali. Și lucrul ăsta e frecvent la toți copiii, am întâlnit făcându-le biorezonanța și astea, pentru că aici putem vedea lucrurile acestea, însă în analize clasice, din păcate, nu prea ies. Depinde foarte mult de laborator. Un alt caz propriu este soțul meu, care a fost depistat în urmă cu foarte mulți ani cu ulcer, aici, la București, el este de aici, venind de acolo în provincie, făcându-și analizele, nu i-a ieșit nicio bacterie de la avea ulcer. Da. Și automat și multe alte cazuri. Putem vorbi la nesfârșit, pentru că vorbim din experiența noastră și până nu am testat toate acestea, n-am putut să vorbesc. Am putut întâi să văd cum funcționează, dacă au beneficii și apoi să împărtășesc și cu dumneavoastră. Și vă mulțumim mult pentru atenție. Vă așteptăm. Da. Deci prima dată le facem o scanare cu biorezonanță pentru că vede la nivel mic de celulă. Inclusiv vede afecțiunea când încă pe aparatele clasice nu se vede. Deci o afecțiune pornește de la 8 luni cu câțiva ani înainte ca să fie depistată pe aparatura clasică. Pe când aparatele de biorezonanță o depistează pentru că el depistează la nivel energetic încă în faza de început. Și atunci, cu cât o luăm mai repede, din pripă, cum se spune, cu atât este mai ușor. Deci, după investigare, facem un protocol de tratament, așa îi se spune pretențios. Concret, îi recomandăm niște produse naturale cu efect foarte, foarte bun terapeutic. De asta se referă la toate părțile componente. Ale organismului, da. Toate organele, inclusiv oasele, de la cap până la picioare, da. Astfel încât putem să vedem... Deci cum se face o rezonanță pentru fiecare porțiune sau tot? Deci tot corpul odată. Tot corpul odată scanează, da. După care apare stomacul, ficatul, vedem fiecare organ în parte. Nu așteptăm la spanul nostru să vedem. Nu avem cantăța de la Târgoviște și în Râmnicu cu Vâlcea, dânsa este din București? Nu. Dar avem aici la stand, puteți găsi cu aparatul. Deci avem aparatul și noi și planul de tratament care îl oferim pe loc. Și dumneavoastră de unde sunteți?
din Târgoviște, Râmbovița și Râmnicu-Vâlcea. Am înțeles. Deci poate să facă aparatul, nu este invaziv. Deci poate la biorezonanță. Chiar așa se numește. Vedeți mare acolo și în poza mea. Biorezonanță magnetică pentru întreaga parte. Care are, închiriază, sau cum e? Cum... Deci noi avem cabinete la Târgoviște și Râmnicu-Vâlcea și suntem veniți aici la târg. Dacă vreți, acum ne găsiți. Dacă nu, veniți în orașele noastre, și cu drag. Da. Și în București nu aveți? Nu, eu în București am făcut toate cursurile de specializare, aici le-am da, făcut. Nu suntem aici. Dar nu, nu aici. Aici vă recomand unde am făcut eu, dacă e vorbim în privat și vă spun unde am făcut eu cursurile. Altcineva nu știu aici. Da. Ca să faceți investigațiile pentru asta. Da, orice întrebare ați avea, vă așteptăm la noi la stand. V-am spus, putem revista foarte repede toate problemele din corp, să zic așa. Și standul cum se cheamă? Biorezonanță. Biorezonanță. Ne mai acolo, oricum, pe mine. Suntem acolo împreună, mai suntem o colegă, Laura Panair, care este pe partea de nutriție. Ea lucrează la Brașov. Ca o jumătate de oră. Da, suntem o echipă frumoasă.